항상 처음은 설레이지 널 보러 가는 길도 마치 구름 위지 너에게 하고 싶은 말을 생각하다 가네 One, two, three, fuck it My darling I love you, 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 I love you항상 처음은 설레이지 널 보러 가는 길도 마치 구름 위지 너에게 하고 싶은 말을 생각하다가 나 이렇게 내가 바보라는 것을 알게 되었어 참 바보같이 머리부터 발끝까지 콩깍지가 쓰여 낸 커피를 들고 햇볕 아래서 널 기다리다 내 마음이 녹은 것 같아 avem toată barca pentru noi trei omenuți pentru o barcă întreagă. Vreau să ai poftisit. Da, 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 da. Alexa's dreaming now drifting off my couch we walk down street she's walked a thousand times Bună, 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 în direct și în reloare, direct de pe plajă. Știu că în vlogul precedent v-am zis că o să merg la vopsit și o să mergem la vopsit în vlogul ăsta, doar că azi, sâmbătă fiind, e o zi de relaxare. Inițial o plănuisem cu Winky, Jason avea planuri cu prietenii lui, dar doar a înțeles greșit. Nu avea planuri cu prietenii lui azi, ci mâine. Așa că Jason ni s-a alăturat cu planurile noastre. Planul nostru era să venim pe plaja asta și să stăm ca două fete cucuiete cu burta la soare, să notăm, să ne facem poze și toate cele. Doar că soare nu există, dar ne bucură asta, pentru că în Hong Kong e atât de cald și pentru că a plouat azi noapte, acum bate un pic vântul, deci suntem bine. Am ajuns pentru prima dată pe plaja asta, căutând pe net, este plaja cu cea mai curată apă din Hong Kong, se numește Half Moon Beach, sau pentru că se înțelege ca Half Moon Beach, tot la fel. În engleză e Half Moon Beach, în chineză Half Moon. Într-adevăr, apa este cristalină, este frumoasă, este curată, dar din cauza vremii nu pare atât de turcoaz pe cât ar părea în mod obișnuit, dar e net superioară față de plajele pe care am fost, la care am fost până acum. Asta e avantajul când locuiești în Hong Kong, că îți alegi ce plajă vrei, ce plajă nu vrei, cu apă mai curată, mai frumoasă, mai. Dacă tot laud atât apa, zic să vă și arăt. Plaja asta îmi place super mult apa, dar singurul dezavantaj e că plaja este cam mică. Alexa's dreaming now drifting off my couch we walk down street she's walked a thousand times at the Notam, sau mă rog, eram acolo așa, pe minunăția asta. Și, ia uite și Jason, nu-i pe creca lui. Și dintr-o dată zice Jason, aoleu, aoleu, vezi că vine ploaia din partea aia. Toată partea aia plouă, 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 plouă. Și după asta am auzit anunț la chestia asta, că se apropie ploaie, ieși din apă, ieși din apă. Mamă, și când am auzit asta, atât mi-a trebuit. Am intrat în panică. Gata, hai, bagă. Eu știu că Winky am venit cu colac, mi-am împărțit colacul și am venit plutind pe colac. Ba, când am auzit că e ploaie, bag eu metoda câinelui, metoda broaștei, metoda, orice metodă pe care o știu și nu știu. Și eram așa, ciuc. Și până la urmă am ajuns aici, acum mergem să ne curățăm un pic și așteptăm să treacă ploaia, că pare că e o ploaie care vine și pleacă. Din părți că n-am mai apucat să mergem niciuna să ne spălăm, că gata, a ajuns ploaia. Avem noroc că avem umbrelă, dar nu prea. Hai că suntem bine. Da, ne-a prins ploaia fix la plajă. Oamenii care știu să se distreze, se simt bine, în oată, în continuare. Hai de la aici, încozându-ne pe noi, fugim! Hai de la aici, încozându-ne pe noi, fugim!
Rezistentă la apă, vedeți ce rezistentă la apă e. Bine că mi-a pus camera sau telefonul acolo, că așa scurgeam apă și în ele. Gata, la final de călătorie se vede cine nu da cel mai mult, Jason. Cine s-a distrat cel mai mult. Are you pausing? Pausing, nu e? Hey, okay. E close-o, Mia. Close-o, I don't bite. Hai, hurry up. Gata, ne-am urcat în barcă, cei trei mușchetari. S-a făcut 5 că la 5 de aia barca și ne duce pe insula principală, dar nu e chiar insula principală. Ne duce un tycoon, în cazul în care doriți să vizităm Hong Kong. Acolo mergem și după vedem ce se mai întâmplă. Eu speram să nu-mi părut deloc, dar l-am cam uzat. Așa că va trebui să mi-l spăl încă o dată. Mi-e frică de ce se poate întâmpla cu apa de mare plus de colorant, nu doresc. Așadar, din păcate, va trebui să mă spăl încă o dată. Încă mie, dar ai, îmi fac un tratament de extra hidratare în seara asta ca să fie totul bine, ce să mai, ca să mă pregătesc pentru mâine la decolorare, că mai trebuie aștept extra ordinar de entuziasmată. Ne-am saturat de ploaie în Hong Kong, sincer vă zic. Mereu plouă, mereu, mereu plouă. Nu ni place. $26 Am găsit Coca-Cola la mega ofertă. Foarte, da, foarte ieftină. Așa că ne-am oprit de mijlocul drumului și zice, ce ieftin, hai, trebuie, neapărat să o luăm. A două baxuri de 20. Și acum ne cărăm cu ele până acasă, dacă dorește, asta e. Nu v-am mai vorbit cu voi, dar ne-am oprit la un restaurant de desert tradițional chinezesc. M-am arătat, ne-am luat fiecare câte ceva. Și acum am rămas eu și cu Jason și ne-am comandat pui. Puiul meu preferat din Hong Kong. Preferat că n-are piele, n-are nici o pieliță, nici tendoane, nici nimic. E foarte curățat puiul, e foarte bine făcut, nu e roz, n-are piele. Așa că am comandat și luăm la pachet, o să mâncăm acasică. De-abia aștept. De-abia aștept. Zi-mă ce mare, merge la popsit! Doamne! Să vă povestesc pe drum, că acum sunt pe picior de plecare și pe grabă. Vă povestesc pe drum de la emoții ce-am pățit azi noapte. But, aș vrea să vă arăt un before al părului. Înainte să aprind beluca, nu știu dacă vă dați seama, cred că asta e mai accurate, o fi oare? Mă rog, și vă arăt pe așa. Se vede oare până jos? Nu se vede. Ah, hai că acum se vede. Aici este părul meu.
și din față, de tuns nu mă tuns, doar mă tuns Jason azi, da, aseară rămâne la tuns la Jason, dar da, am niște poze de referință, nu știu dacă sunt realiste, nu știu dacă se îmbină cu ceea ce vreau eu, dar da, vă țin la curent și zicem așa, în principiu vreau un blond mai deschis, mai blond pe aici prin față, m-aș duce pe un ton neutru spre rece, un piculeț așa la culoare, dar acum să vedem, că mai degrabă aș avea un ton mai degrabă aș avea un ton mai cald decât un ton cenușiu, prea cenușiu, mie nu-mi place tonul cenușiu. And that is my verigheta. Așa că o să-i zic chestiile astea, o să le zic hairstyliste și hai. Let's hope for the best and expect the best. Acum că sunt pe drum, sunt așa, îmi parcă un pic mai liniștită că am plecat de acasă. So, am un pic de emoții că de am așteptat 6 luni să mă vopsesc. Dar zic eu că va fi bine. Mai am un pic de emoții că eu aș cam vrea un baliaj. Până acum m-am făcut doar șuvițe. Și nu știu dacă baliajul e soluția potrivită pentru mine sau nu. Dar o să vorbesc cu hairstylist și zic dacă șuvițe sau baliaj, ce e mai ok, ce e mai blând cu părul, ce se apropie mai mult de rezultatul pe care îl vreau eu, ce. Dar să vă zic azi noapte ce vise am avut. Doamne. Înainte de culcare, când am setat alarma pentru 7:30, duminică, am zis, cum ai fi tu, fată, să te trezești? Oprești alarma, te întorci pe partea cealaltă și dormi. Și din cauza asta, am visat eu frumos, frumușet, că am ajuns la salon la 10:30. Sunt foarte strict ăștia de la salon, nici 15 minute nu pot să întârzi, că gata, la revedere. Și în visul meu nu înțelegeam, ce fătăraș frumos, nu înțelegeam de ce am ajuns la 10:30 acolo, că m-am plecat din timp de casă și nu m-a sunat nimeni pe drum și, na, nu înțelegeam, era o tragedie că am ajuns la 10:30. Dar, cumva, n-a fost asta o problemă că am ajuns la 10:30 și m-am așezat pe scaun și m-a făcut. Bă, dar ce m-a făcut? I-am arătat pozele alea pe care le voiam, dar a zis că nu se poate, în schimb poate să facă ceva minunat. Acel ceva minunat a fost un brunet din ăla, efectiv foarte nenatural, cu un roșu și o tunsoare bob. Culorile de care nu prea pot să scap, știi? Așa, și eram super încântată, super fericită, prima dată în visul meu, până să realizez de fapt că asta nu e o idee bună, pentru că data viitoare ea știa că eu vreau să mă fac blondă și nu înțeleg de ce m-a făcut așa, că după nu mai scap de culorile astea. Și supărată în visul meu și apoi m-am trezit. Să fie semne, dar știu doar că sunt aparent mai anxioasă decât credeam că sunt. Nu credeam că sunt atât de anxioasă cu mersul ăsta la salon. Dar probabil pentru că e schimbarea asta și pentru că mă gândesc la paleaj, cred că din cauza asta sunt așa. But da, cum am zis acasă, vreau un blond mai blond. Și... da, nu știu, aș vrea cumva ca culoarea mea naturală să se îmbine foarte frumos cu partea decolorată și să arate așa foarte, foarte, foarte pretty, gen cum sunt, cum vedeți, pozele din salonele rusești, cam așa sunt. Din păcate nu avem salon rusesc aici, că dacă aveam, rupeam, mai acolo mă duceam. Mă duc la un salon din UK. Dar sunt ok, fetele, adică se pricep, dar ceea ce fac. Doar că, na, sunt mulți factori când vine vorba de părul meu. Nu vreau să întund părul de nicio culoare. Vreau să, pe primul loc, e calitatea părului. Așa că accept o culoare mai, care nu se apropie de ce vreau eu, decât un păr rupt. Mai bine o culoare mai, dar un păr care rămâne pe cap.
Știți, asta e, asta e regula mea numărul 1. Așa că să vedem ce o ieși, ce o ieși. Eu zic că va ieși ceva bine, că la trecută mi-a ieșit super frumos și nu am pățit nimic la păr. So, bine, la trecută am avut șuvițe, ce-i drept. Vedem, vedem, vedem. Haide, haide, haide să fiu mai optimistă, că nu mă ajută gândirea asta. Mă apropii și un pic îmi încep și emoțiile, dar nu știu de ce m-am ascultat eu de Jason, deși e bine, ca în felul ăsta n-am întârziat. Cam am 15 minute până la programare, așa că sunt foarte, foarte bine. Am plecat, trebuia să plec la 8:30 de acasă, dar am plecat la 9:08 și am ajuns cu un sfert de oră mai devreme, deci sunt bine. Cald de mori. Că mă plâng, dar parcă mi-ar veni să plâng sau nu. Atât nu știu ce să zic, nu prea îmi place, adică nu e ce mă așteptam eu să fie. So, așa arătăm din față, lateral, la spate. Mă dau mai așa. Stau să aprind și becul, că de dimineața am avut becul aprins. Să vedem dacă e o diferență. Mi se pare că diferența e foarte mică. 1. 2. Mi se pare că parcă e un pic mai închis de când am plecat de acasă, ceea ce nu-mi place, că eu voiam să fie mai deschis. 3. Prea portocaliu galben pentru preferințele mele. În salon mi-a plăcut, pentru că în salon erau luminile alea de salon, știți? Luminile alea de salon care fac ca totul să arate mai rece, mai deschis, și în salon chiar mi-a plăcut, mi s-a părut o culoare superbă. Dar acum, pe drum, am avut momente în care mi-a plăcut, în momente în care nu mi-a plăcut. Dar mă dă pe spate, sincer. Cred că o să-mi schimb hairstylista. Că data trecută m-am uitat la poze. Acum se uită în lumina naturală. Data trecută m-a făcut altă fată de la salonul ăsta. Mi s-a părut că m-a făcut mai un ton mai rece și o culoare mai deschisă. O să, nu știu, aștept câteva spălări să se ducă tonurul și să văd cum mă simt. Și dacă nu-mi place și nu-mi place, îmi schimb stilista, că n-are rost să dau banii și de fiecare dată să plec. Adică înțeleg că nu se poate o transformare amazing, având în vedere, să închid geamul, mi-e frică să-mi dau camera pe jos, având în vedere cerințele mele, să nu fie părul distrus, să-mi păstrez lungimea și mai bine să fie mai caldă culoarea decât mai rece, decât să fie prea cenușiu. Astea sunt cerințele, dar I don't know, nu știu, parcă nu știu neapărat silință, cam asta am impresia, că cam asta am avut de la început părere. Mi-ar plăcea să găsesc un salon rusesc, că alea te-ar face țiplă, dar nu e niciun salon rusesc în Hong Kong. Că mi se pare că salonul ăsta, da, nu-ți distruge părul, nu te duci cu părul în pungă când pleci de la ei, dar nu mi se pare că fac ceva extraordinar, adică din păr blond îl fac mai blond. I don't know, nu știu ce să zic.
ca să înțelegi ce mi-a făcut, mi-a făcut prima și prima dată când i-am zis eu că vreau să mă fac o dată la 6 luni, a zis că atunci după alea aș face. Dar după i-am arătat pozele mele de referință care n-au legătură cu asta. M-am focusat pe partea de sus, dar era o culoare mult, mult mai rece. Asta în niciun caz nu e o culoare rece. I don't know, nu știu ce să zic, că acum că mă văd nu prea-mi convine. Nu știu, aștept câteva spălări să se mai ducă din toner și să-mi placă mai mult, sper. Ce vreau să zic, mi-a făcut șuvițe în tot capul și mi-a făcut un root smudge. E a doua oră când îmi face un root smudge ca să fie trecerea mai, mai. Dar de fiecare când mi-a făcut un root smudge am plecat nemulțumită de la salon. Așa că nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, efectiv nu știu ce să zic. Prea îmi place. Asta știu ce să zic. Asta e concluzia. Că prea îmi place. Portocaliu galben, ce naiba e asta aici? Adică... nu mi place, fata, nu știu ce să zic. Sunt cam dezamăgită, adică să aștept 6 luni și apoi la final asta să fie rezultatul? Cam nașpa. Cam nașpa de mine. M-aș vopsi în România, dar problema e că nu pot să vin în fiecare an de două ori în România ca să mă vopsesc în România, că am luat și asta în considerare. Dar nu mereu pot să vin de două ori în România. Așa că nu știu ce să fac. Cam dezamăgită. Nu știu ce să fac, ce să nu fac, dar n-am ce să fac, că uite aici, în față e super portocaliu naiba. De la root smudge-ul ăla, cred eu că e problema. Nu știu ce să zic, supărată. Mi s-a dus cheful de toate. Mi-am cumpărat pui să mănânc din nou. Fix și-am cumpărat ieri. Dar acum sunt supărată, că mi-am văzut, dar nu știu, așteptam ca atunci când ajung acasă să fie wow, ceva wow, văd, nu e ceva wow, parcă e și mai rău acasă. Că am zis, na, lumini diferite, locuri diferite, o să văd bine când sunt acasă. Și acasă parcă este... Ce facem, fata? Ne dăm cu fundul de pereți. Trebuie să mă calmez, că n-am ce să fac, o să mă uit. Fac poze în toate unghiurile, dar eu pot să fac poze în toate unghiurile pe mântură, că culoarea tot aceea ce... A, e nașpa. Că eu pot și pot, da. Dacă nu e ce trebuie, nu e ce trebuie. Ce ne face? Nu știu. Hei, hai! Banii i-am dat. Nu mai am ce să fac. Dar am trecut, chiar n-am ce să facă. Nu, aici, la salon, deci nu sunt prea extraordinar cu customer service. Și mi-ar da o ghiulea din aia. Păi am avut grijă de păr, de la, sau spalte mai mult pe cap și se duce tonerul. Nu asta vreau să aud, dar asta am mai primit. Nu știu ce să fac, că sunt cam supii. Acușica, sunt cam supii cu culoarea. Să știu și parcă sunt portocalia portocaliilor. De plâns nu plâng. Am fost eu și mai rău. Dar n-aș pa la salonul din Hong Kong. Dai o grămadă de bani și pleci nemulțumită. Asta e, ce să și faci, n-ai ce să și faci. Îmi pare rău că închei vlogul într-o notă așa. Dar nu mă simt prea bine acum. Hai, pupici cu sclipici. Și sperăm că... nu știu, să ne mai deschide părul. Că eu de asta mă decolorez, ca să plec cu părul mai deschis, nu mai închis de la salon. Și cu o culoare frumii. Bine, hai că... supărat. Pupici. M-am pupicit cu sclipici. Ne vedem data aviatoare. Sperăm cum păr mai des. Asta s-a întâmplat.
Vezi că e diferență mult mai mare, deși am părut, deci nu e atât de deschis. Zic eu că sunt pe calea cea bună. Și ce am făcut? Când m-am uitat la... chiar arată chiar bine pe vara asta. Când m-am uitat la material, am zis că nu plâng, dar mai aveam un pic și plângeam. Și am zis, aia e, mă spăl încă o dată pe cap, deși m-am spălat la salon, m-am spălat și ieri pe cap. Mă spăl încă o dată pe cap, îmi pun șampon MOV, ca să nu se, în primul rând, tonerul, să nu... Chic, vă tonerul eu vopsea, dar nu atât de puternic. Și am zis, mă spăl ca să se ducă din vopsea și îmi pun și șampon MOV. Și deocamdată, deși nu e părul uscat, sunt destul de mulțumită, adică așa, așa da. Da, o să rusuc acum să vedem și rezultatul final. Și da, trebuie să-mi caut stilist nou, aparent, că nu se mai poate. Hai că l-am uscat cam 90% și ăsta este rezultatul deocamdată. E culoare mult mai rece. Numai portocaliu, doamne, când m-am uitat la imaginea asta filmată de aici, efectiv mă luaseră toate cele. Eram, nu-mi venea să cred. Aveam, acum eu nu sunt prea, nu știu, nu-mi place conflictul. Vă văd dacă îmi vezi poza asta, te ia toate cele. Într-adevăr era de la lumină, dar asta spre portocaliu nu era niciun caz de la lumină și... Astea sunt pozele pe care le-am făcut aici, în camera asta, când am venit acasă. Deci, efectiv, mă luaseră, mă toscuci pământului, mă luaseră. Și nu venea să cred, era... Că n-am avut lumini și lumini. În unele lumini mi-a arătat părul... Uite, spre exemplu, aici arată blond, nicio treabă. N-aveam nicio treabă. Dar nu mi-a venit să cred. Deci, poza asta m-a șocat cel mai și cel mai mult și am zis, no. Nu, păi e iar roșcat și voiam să-i las mesaj că nu se mai poate, că trebuie făcut ceva, că uite în ce hal am ajuns, dar nu o să-i mai las mesaj și nu mă mai duc la ea, chiar nu mă mai duc la ea, că a greșit de prea multe ori greșit sau nu mi-a făcut ceea ce a trebuit de prea multe ori ca să. E într-adevăr, e foarte greu să-ți găsești un hair stylist în Hong Kong, pentru că ei nu știu să lucreze cu părul blond. Asta e problema. Nu știu să lucreze cu părul străinilor, nici măcar cu părul blond, nu știu să lucreze cu părul străin. Părul chinezilor, chinezoaicelor, este... tare, este gros, e firul gros, e sănătos și altfel reacționează la decolorant, la tratamentele lor, nici măcar să-l perie nu știu ăștia. Și mi-e groază să merg în altă parte, pentru că am mers în alte două părți și a fost dezastru de fiecare dată. Am fost la unul, mă special am căutat după ce mi-a greșit asta, după mi-a greșit încă unul de m-a nenorocit de tot și am special l-am căutat și el și că a făcut cursuri cu Guy Tang în Los Angeles. Mă gândesc, mă, te duci și faci cursuri cu Guy Tang în Los Angeles, știi și tu cum să lucrezi. Sau, nu știu ce să fac. În România, dar și în România mi-e frică, dar nu ca în România. Deci nu știu, efectiv să caut vreun salon de rusoaice în Hong Kong, că ăsta e un salon cu fete din Marea Britanie. Acum și trebuie să caut un salon de rusoaice. Nu știu ce să fac, e very complication. But acum... o să, na, mai am 6 luni la dispoziție să găsesc ori salon alt, o salon, ori artă stilistă, ori altă. Dar da, cam asta e peripeția cu părul, că eu de o lună îmi scrisesem new hair, new me, schimbare extraordinară de look. Da, într-adevăr, new hair, new me, dar nu în partea bună. Nu cum așteptam eu. Da, hai că mi-am pierdut ideile de la. Mă pun să trag un pui de somn că supărarea asta m-a obosit.
Și apoi mă, trebuie să mă apuc să editez vlogul, că toată seara asta îl vedeți. Hai, pupici cu sclipici și ne vedem data viitoare. Sper eu cu un blond și mai bright și mai frumos. Hai, v-am pupici. Cred că cam joacă feste lumină din casă. Pe unde mă duc, pe acolo am o altă culoare de păr. Nuanțe mai. Stau acum în dormitor. În fața becului, nu, în fața geamului și am părul verde. Mă bag la somn că nu se mai poate. Ia, stai să văd dacă culorile sunt adevărate. La unghii așa pare în cameră. Sau așa are păr și arată și părul meu la culoarea asta. Vai de mine. În bucătărie. Nu se mai poate, nu mai e gata. Dezastru natural, dezastru, nu se poate așa ceva.